Colegiul Național Traian intră de mâine în scenariul roșu după confirmarea 4 cazuri de COVID-19 în rândul elevilor la 4 clase diferite. De la începutul anului școlar în județul Mehedinți, tot mai multe unități sunt afectate de pandemia de coronavirus. Focar la Colegiul Național Traian din Drobeta Turnu Severin după ce 4 elevi au fost confirmați cu COVID-19. Aceștia erau din clase diferite. Liceul intră de mâine în scenariul roșu, iar cursurile față-înfață vor fi suspendate. De asemenea, mai multe unități de învățământ din județul Mehedinți au fost afectate de pandemia de SARS-CoV-2. Cele mai multe unități de învățământ afectate de COVID-19 din județul Mehedinți sunt în Drobeta Turnu Severin. Peste 8 școli au avut de suferit de la începutul anului școlar, printre care 2 au intrat în scenariul roșu.